Am revenit, iar ceea ce voi face în continuare se adresează copiilor. Am primit la studio Pinocchio, din care voi încerca să citesc pentru copii câteva fragmente. Eu cu cititul sunt mai prost, așa, dar o să mă înțelegeți. Eu mai mult școală am făcut-o pe bulevard. Prietenii știu, deci. Înțelegeți, eu cu... Micul greieraș rătăcitor Jiminy ne va spune o poveste minunată. Aceasta a început într-o noapte senină de vară, într-un târgșor din Italia. Pentru că fusese pe drumuri toată ziua, Jiminy își căută obosit un loc să nopteze. Din casa lui Geppetto, meșterul de păpuși și orologii răzbătea până în stradă o rază de lumină caldă. Jiminy arunca o privire înăuntru și văzând că în încăperea confortabilă, v-am spus că cu cititul stau foarte prost, în care focul așa și văzu o încăpere confortabilă în care focul ardea în cămin, trosnind. Jiminy se străcure în casă printr-o crăpătură a ușii. În atelierul lui Geppetto, Jiminy se opri în fața unei marionete de lemn. Nici Pinocchio nu mai e cum era odată. În fine, mancă și o pâine. Care arăta ca un băiețel. Aceasta era aproape gata, numai gura și sprincenele îi mai lipseau. Deodată, Jiminy auzi un zgomot pe scări și se ascunse. Iar acesta este meșterul Geppetto și Pinocchio. Să vedem ce mai spune. Era meșterul Geppetto. Ce vorbește? Care venise în atelier să termine marioneta. Desenă o gură zâmbitoare și sprincenele. Jiminy șopti din ascunzătoarea sa. Drăguț, chiar foarte drăguț. Apoi Geppetto se întoarse spre cei doi tovarăși ai săi, pisica Figaro și peștișorul de aur Cleo, și spuse: acum nu mai lipsește decât un nume, spuse el. Cred că îl voi numi Pinocchio. Asta este o poveste care nici Pinocchio nu mai e cum era odată. Pinocchio era un băiat ăsta de cartier, nu-i plăcea școala, nu-i plăcea babaroasele cu vulpea, cu așa. Capra cu trezi în vietnameză, cred că o știți. E capra vrând să plece la piață, le spune iezilor. Adică, vezi, doamne, să nu înțeleagă lupul, le spune într-o vietnameză aproximativă ving, ving, jane, ving, jane, ving, jane, jing, ving. Adică, cum ar zice francezul, trăiesc cu cuiezul și a mamii descuiezi, că mama va aduce vouă, lapte și uncă și orez. Acum lupul, fiind prin zonă, ascultând la ușă, zice Wandan, Wandan Gilian, Gilian Giligian, adică... Bine, bine, am să-ți o cochio, tu du-te la piață, că o să vin la iezii tăi și o să le fac un ving, ving, geane, ving. Se duce capra la piață, lupul, auzind ce le spuse de capră, se întoarce și începe să le spună, să le cânte iezilor la ușă. Ving, ving, jane, ving, jane, ving, jane, jing, ving, van, dan, jigitan, jilian, jiligian. Care într-o română așa, treiez, cucuiez, ușa mami dăscuiez, că mama va duce vouă, lapte, șuncă și orez. E duce mic, zise, mă copii,
s-a furat mireasa. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Nu că nu v-aș mai fi spus, dar mai știu. Dragii mei, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Vă aștept să-mi sugerați pe pagina de Facebook Mario Studio TV subiecte pe care doriți să le abordăm și tot ceea ce credeți dumneavoastră că ar trebui să apară pentru a vă distra și a ne simți bine. Vă mulțumesc și vă aștept cu cât mai multe like-uri pe YouTube, pe Facebook. Mă adresez acum prietenilor mei și neprietenilor încă. Vă iubesc și nu vă acuz, fiindcă nu ați fost cu mine, la cules de cucuruz. Așa mi-a venit. La revedere!